Alexandra Gabriela Matei este elevă în clasa 10 la Colegiul Național Ion Minulescu. După ce anul trecut a obținut locul întâi la Olimpiada Internațională de Lectură, acum s-a calificat la faza națională a Olimpiadelor de Geografie și Științele Pământului și e încrezătoare în forțele ei. Este dificil pentru că nu am mai participat la Științele Pământului și nu există diferență de nivel. Asta înseamnă că cei de-a noua participă cu cei de-a 12-a. La geografia mai fost și anul trecut, deci am oarecare experiență, dar eu am credere. Un sfert dintre colegii de clasa a Alexandrei sunt calificați la fazele naționale ale concursurilor școlare. O parte dintre ei sunt abonați la rezultatele de excepție, alții sunt calificați pentru prima dată. Cu toții însă au făcut o pasiune pentru materia în care excelează și au muncit din greu pentru a ajunge la această performanță. Este o pasiune de mică. Din clasa a doua sau a treia s-a datorat fostei mele profesoare de engleză și... Poți să-i spui numele? Doamna Marinescu. Și s-a continuat cu doamna profesoară Micu de la liceu. Sunt două profesoare pe care le admir foarte mult și care mi-au imprimat această pasiune pentru această limbă minunată. De ce ai ales fizica? Pentru că mi se pare o materie care are aplicații în viața de zi cu zi și mă și pasionează. De când pasiunea ta pentru română? Din clasa a patra. Am mers în fiecare an la Olimpiadă, dar niciodată nu am obținut performanța de a merge la etapa națională. Ce crezi că a făcut de data asta diferența? Raportul de încredere dintre mine și doamna profesoară, doamna Irina Perianu, mi-a redat încrederea în mine și mi-a arătat că pot. Am început să-mi placă informatica încă din clasa 5-a, când am început să fac. Cred că m-a atras modul în care mi-a fost prezentată de către doamna mea profesoară de informatică. Paleta rezultatelor de excepție vizează cea mai mare parte a materiilor școlare, de la limba română, engleză, la geografie și științele pământului, informatică și fizică. Cele mai numeroase performanțe sunt obținute la matematică. În aceste zile, numai puțin de 4 elevi din clasă s-au calificat la matematică. Din clasa 5 m-am dus la o olimpiadă și m-am dus în fiecare an și mi-a plăcut, dintotdeauna mi-a plăcut matematica. Dar niciodată n-ai reușit să mergi? Niciodată nu m-am calificat. Cum crezi că va fi? Nu contează rezultatul, contează foarte mult experiența. Clasa a 10-a de la Colegiul Național Ion Minulescu este una de excepție. Elevii ei au obținut un sfert dintre cele aproape 50 de calificări la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu care unitatea de învățământ se poate lăuda. Iar la această performanță au contribuit și profesorii care au făcut la rândul lor o pasiune din a-i pregăti pentru excelență. Este o muncă și un drum pe care trebuie să-l parcurgi pas cu pas. De altfel, ridicarea acestor vârfuri se face pe o bază solidă pentru toată lumea. Aici nu vorbim de niște munți vulcanici răsăriți din mare, ci vorbim despre niște vârfuri care se ridică odată cu toată clasa. Deci vorbim despre un nivel ridicat al întregii clase, din care au ieșit aceste rezultate și nu doar de cazuri izolate bazate pe, nu știu, prezența unor copii excepționali pe care îi putem antrena. Deci vorbim de 41 de copii care sunt foarte, foarte buni. Colegiul Național Ion Minulescu încearcă an de an să-și depășească recordul de elevi calificați la fazele naționale ale olimpiadelor școlare și să trimită în loturile naționale cât mai mulți elevi de excepție. Anul ăsta avem de asemenea rezultate foarte bune la olimpiadele școlare, deși din punctul meu de vedere contează în primul rând educația, rezultatele la toate disciplinele în mod uniform, iar că sunt elevi care trag de noi și vor performanță. Dacă anul trecut am avut 48 de calificați la olimpiadele naționale, anul ăsta cred că avem ceva mai mult, odată ce la matematică avem 9 olimpici, 7 de liceu și 2 de gimnaziu. Colegiul Național Ion Minulescu este, din punct de vedere al premiilor obținute de elevii săi, cea mai bună unitate de învățământ preuniversitar din Olt. Din anul 2009, colegiul a primit certificatul de școală europeană.